Legenda întemeierii Romei. Scurtă povestire pentru cititori grăbiți. Legenda spune că Eneea, fiul troianului Anchise și al zeiței Venus, a debarcat în regiunea Latium, în fruntea celor care supraviețuiseră distrugerii Troiei. După unele lupte cu băștinașii, Eneea s-a însurat cu Lavinia, fiica regiului local Latinus, și a domnit în Latium. După moartea lui Eneea, fiul său, Iulus, a întemeiat cetatea Alba Longa, al cărei rege a devenit. Un urmaș al lui Iulus, numitor, a fost detronat de fratele său, prințul Amuliu. Fiica lui numitor, Rea Silvia, a născut doi gemeni, pe Romulus și Remus, care erau copiii zeului Marte. Amuliu a silit-o pe Rea Silvia să abandoneze pe gemeni pe râul Tibru. Ei au fost salvați de o lupoaică și apoi de un păstor care i-a crescut ca pe fiii săi. Ajunși mari, Romulus și Remus au redat domnia cetății Alba Longa bunicului lor. Apoi au întemeiat Roma. În timpul construirii orașului, între gemeni a izbucnit o încăierare, în urma căreia Remus a fost ucis. Populația noii cetăți a crescut în urma răpirii fetelor sabine de către romani. Războiul între romani și sabini s-a încheiat în urma intervenției sabinelor, care, între timp, se atașaseră de bărbații lor.